s-a părut că am controlat. Poate n-am dominat jocul, dar l-am controlat. Adică ei și-au creat ocazii doar din fazele fixe, care din păcate la Chișinău am primit două goluri. Dar până la urmă v-am zis și într-a patra repriză am avut ocazia aia mare, în portarul a scos-o. N-am avut puțin noroc, sincer. Nu știu, eu am jucat cum cerea momentul. Sincer, chiar trebuie să-l văd. N-am văzut golul. Am văzut doar că mingea a intrat în plasă de jos. Dar, nu știu, vreau să zic că sunt bucuros că am dat gol, dar nu pot, nu mi se învârtește limba să zic chestiile astea. Pentru că până la urmă am pierdut și mergem acasă. Datorită colegilor, datorită echipei, cred că am făcut noi la general două meciuri foarte bune, frumoase și cred că în sfârșit a apărut și pataia albă. Cred că și suporterii noștri sunt mulțumiți, chiar dacă am mers în divizia aia, divizia D, dar eu cred că am făcut meciuri bune și, sincer, pe undeva fotbal este nedrept. Eu cred că noi am meritat să mergem mai sus sau minim să rămânem în divizia C unde eram. În fine, asta e, capul sus. Dacă continuăm așa tot mai departe, cred că vin vremurile alea bune, probabil. Am fost plăcut surprins și, sincer, îi mulțumesc antrenorului, staff-ului tehnic, au avut încredere în mine, pentru că cred că am venit într-un moment foarte important pentru Națională și nu a fost un meci oarecare. Nu a fost un meci simplu amical, a fost un meci oficial care chiar a contat și a avut o miză oarecare. Acum câțiva ani, dacă nu mă reșesc, 3 ani în urmă, am debutat la felul Kazahstanul. Nu știu, bine, atunci a fost un meci amical, a fost în Turcia și cred că 7 minute am debutat. Da, m-am gândit și eu la asta, că e al doilea meci la Națională și la felul Kazahstan. A fost un meci foarte greu, dar cel mai mult, cred că, dureros pentru rezultatul final. Nu spun că am meritat noi sau complet, dar la sigur a fost un meci interesant și iarăși meciurile de la 11 metri e ceva o loterie, așa că din păcate nu a fost din partea noastră. Eu cred că am luptat ambele meciuri. Era important să ne întoarcem, să avem așa prestații, pentru că nu suntem o națională plină de talente sau și așa că unica ce ne rămâne este să luptăm așa cum am făcut-o în primul meci și în al doilea meci și era important să ne întoarcem la așa prestație. E clar că era frumos să ne reușească și să obținem un rezultat bun, dar cred că este un început bun alături de noul antrenor și vreau să fac în același timp complimente a tuturor tinerilor care au fost convocați și în același timp să le doresc mult succes.